Bună ziua, doamne și domnilor, sunt Ciorus Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Reprize de Sport. Va fi sărbătoare vineri seara pe stadionul municipal din Câmpul Mușel. Vom vedea un meci care a făcut istorie la un moment dat. FC Argeș cu Aro Câmpul Lung, un meci al fostelor glorii ale celor două echipe și cu ocazia zilelor municipiului Câmpul Lung. Așadar vom vorbi despre acest subiect, dar și despre sportul mușelean, despre fotbalul mușelean, cu invitatul meu de astăzi, fosta gloria echipei Aro Câmpul Lung, dar și viceprimar al municipiului Câmpul Lung, domnul Mărgărim Lidaru, care mulțumesc mult de prezență. Bine ați venit la Reprize de Sport, domnul vice. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Și nu ne-ați făcut o surpriză plăcută, ne invitați la o partidă interesantă. Vom vedea foste mare glorie ale celor două echipe jucând pe municipalul din Câmpul Lung vineri. Da, așa este. În cadrul zilelor municipiului Câmpul Lung am ținut să avem și o partidă de fotbal cu fostele glorii ale echipei noastre, Aro Mușelu Câmpul Lung, și am hotărât anul acesta să-i avem alături pe prietenii și colegii noștri de la FC Argeș. Ne onoreze cu prezența vineri de la orele 18 pe stadionul municipal din Câmpul Lung, unde intrarea este liberă, vreau să spun din capul locului, și așteptăm un public cât mai mare, exact așa cum era pe vremea când asta echipa vreau să spun și eu. Erau niște derbiuri interesante, da, pe acea vreme. Evolua în Liga a doua, în Divizia B. Cred că și dumneavoastră le duceți dorul. Erau niște momente frumoase pentru un fotbalist de acea vreme, niște derbiuri locale între Câmpul Lung și Pitești. Da, normal că duc dorul fotbalului, pentru că mi-a plăcut de mix fotbalul. Chiar am jucat de la vârste fragede și m-am dedicat foarte mult pentru fotbal. Din păcate, acum timpul meu pentru fotbal este unul limitat. Da, probabil din această funcție pe care o dețineți acum veți putea ajuta cât de curând fotbalul mușelean, dar vom vorbi despre asta. Iată, după anul trecut ați organizat un eveniment de acest gen. Țineți în continuare ștacheta și aduceți partide interesante la Câmpul Lung. Da, m-am hotărât și sperăm în continuare să aducem cât mai mulți sportivi de înaltă calitate și performanță. Exact cum anul trecut am adus glorii ale fotbalului românesc prin prisma domnului Adrian Troșenco, cel care s-a ocupat de acest eveniment, bineînțeles și cu ajutorul primăriei municipiului Câmpul Lung. Am adus fostele glorii ale lotului ale României. Anul acesta îi aducem pe cei de la FC Argeș și mi-aș dori anul viitor să aducem echipa României artiștilor, care anul acesta ne-au făcut o bucurie foarte mare, au ieșit campion mondial. Nu am reușit să-i aducem anul acesta, că aș fi vrut să ne prezinte și trofeul de campion mondial, dar sperăm la anul să-i avem alături de noi. Interesant. Pe cine vor vedea spectatorii care cu siguranță vor fi prezenți vineri seara de la ora 18? Da, și de la Câmpul Lung, da, fostele mari glori, cu Ceclan, cu Mihart, cu Gorgonaru, Pescaru și alții vor participa alături. Nicușor Ceapraz, Alin Durdun. Sunt jucători emblematici și jucători mușeleni, unii dintre ei, care s-au dăruit pentru fotbalul mușelean. Iar de la FC Argeș pot să-i număr pe fostul mare portar Argeș și Bogdan Vintilă, Vasile Popa, Marius Prisăceanu și alții. Da, numai nume mari și la Aro Câmpul Lung în poartă va fi cine? O să apăr și eu printre. O să fiu și eu acolo. Da, e de așteptat, vom veni și noi cu siguranță și antrenorul. Da, vă așteptăm cu mare plăcere. Va fi prezent acolo și probabil și foarte mulți spectatori, așa cum spuneați, intrarea va fi liberă, mai ales că e și zi de sărbătoare, nu? Da, este Sfântul Ilie, este patronul spiritual al municipiului Câmpul Lung și sperăm ca și anul trecut să fie cât mai multă lume la stadion. Da, au fost interesante aceste partide, da, mai ales când se jucau și... Pentru că au ce să vadă, un regal fotbalistic. Chiar dacă anii au trecut peste acești fotbaliști, ei încă își păstrează prospețimea și talentul care l-au dobândit. Ce simțiți când sunteți pe gazon? Mai ales că ați fost cu echipa asta aproape de a face o mare performanță pentru Câmpul Lung.
când ne-am bătut atunci cu Extensiv Craiova, parcă ne cizim că am venit până în ultima etapă. Eu în momentul acela nu mai eram la Câmpul Lung, eram la FC Argeș și eram. Am fost întotdeauna aproape, pentru că acolo am crescut, acolo primul meu antrenor a fost Neanel Lubădescu, cum îi spuneam, care îi mulțumesc și pe această cale că a crezut în mine și a muncit foarte mult cu mine. E o plăcere pe care nu poți să o simți altfel decât atunci când ești pe teren. Când ești cu iarba, când ești între buturile, porții, șuturile pe care le parezi. Mai sunt și momente când mai și greșești, dar la portare întotdeauna. Se întâmplă în finala Cupei Mondiale. Da, nu mă așteptam la Loris să facă asemenea greșeală, dar la 4-1 cred că și-a permis. Da, și-a permis. A vrut să facă un dribbling acolo. Dar nu i-a ieșit. Da. Abia aștept să vă văd din nou pe teren și pe noastră și pe ceilalți foștii mari jucători. Mai ales că așa cu durere în suflet, parcă nu mai avem așa aerul Câmpul Lung, mușelul Câmpul Lung să vedem Liga a doua. Dar discutăm și de asta nu uit să vorbim de fotbalul actual cu jucătorii tineri de astăzi. Interesantă ideea dumneavoastră și susținută de colegii noștri probabil din primărie, de a crea evenimente, că e un eveniment până la urmă, e un spectacol. Da, este un eveniment sportiv, este un eveniment care marchează și întotdeauna fotbalul mușelan a avut partea lui acolo de întâietate. Și am zis să nu renunțăm la așa ceva, mai ales că este o sărbătoare a orașului și lumea trebuie să se bucure de ceva. Și din 2016 am hotărât să avem acest regal fotbalistic la Câmpul Lung. Vreți să fie deja o tradiție? Să fie deja o tradiție, da, da. Sperăm că vom avea în sfârșit și o echipă care să mai evolueze la Liga a doua și peste generații să fie și ei... Să-și aduc aminte copiilor de ei. Da, mușelul Câmpul Lung a doua e un vis măreț, dar cine știe, se poate realiza. Dar deocamdată trebuie să avem o echipă, nu? Am auzit o veste proastă, nu știu dacă e adevărată. Nu vom mai avea echipă de seniori la Câmpul Lung din acest an? Da, de anul acesta cu siguranță nu va mai fi. Pregătiți ceva, eu știu, mai serios? Sau de ce s-a ajuns aici? Pentru că... Chiar dacă era Liga 4-a, eu îndura mai mult, sincer să fiu, ca mușelean de origine. Da, în Liga 4-a, pot să spun acum, au evoluat jucătorii de 17, 18, 19 ani. Ei fiind încă juniori, trecerea aceasta de la juniorat la să joci cu echipele de seniori este foarte mare. Încă nu au avut meciuri jucate împreună și, din păcate, ne-am clasat abia pe locul 10 din 16 echipe. Consilierii mei și din opoziție nu prea au fost încântați de această clasare, cu toate explicațiile care au fost aduse și de antrenori și de conducătorii clubului. M-au spus momentan să renunțăm anul acesta la echipa de seniori, să pregătim pentru la anul o echipă competitivă, poate reușim să ne înscrim direct în Liga 3-a, ca să nu mai pierdem un an de zile în Liga 4-a, că vor fi cheltuieli destul de mari și cu Liga 4-a ca să trai la locul 1, plus meciul de baraj, care nu-ți garantează nimeni că vei promova în Liga 4, în Liga 3-a. Și atunci ne-am concentrat pe echipele de juniori din Câmpul Lung. Le-am alocat câteva sume de bani la două cluburi private, plus mai este Clubul Sportiv Școlar din Nicu Golescu, în care și acolo evoluează cea mai mare parte a juniorilor din Câmpul Lung și printre care sunt cei mai buni adunați acolo. Și am zis, ne orientăm prima dată anul acesta pe echipele de juniori și copii ale întregului oraș, nu numai a anumitul club. E bine, e un pas mic, dar e un pas, că susțineți măcar juniorii. Totuși, părerea mea e păcat că s-a renunțat la echipă. Să înțeleg că a fost unanimitate, adică și PNL și PSD. Da, a fost, majoritatea au fost care au spus, haide să facem o echipă bună, să gândim un proiect pe viitor, să avem o echipă care să ne aducă aminte de acele vremuri frumoase pe când evolua Aro Câmpul Lung în Liga a doua și se bătea la locul întâi. Sus, da, am avut
acea cooperare cu Dinamo București, care ne dădeau jucători de calitate, antrenori buni, și noi am venit și noi cu susținerea noastră financiară și materială. În orice caz, a fost o perioadă bună atunci. Eu cred că vă doriți să se revină fotbalul muncenar, da, ca și fost fotbalist, și mai ales că aveți și acum o funcție care oarecum puteți să ajutați. Da, îmi doresc foarte mult lucrul acesta și sperăm, eu sper din tot sufletul ca la anul să avem într-adevăr o echipă care să spunem da, aceasta este urmașa echipei Aro Mușelul Câmpulung. Aveți, știu, vreun plan să creați un club nou sau cum vedeți, să le spunem telespectatorilor, cam cum vedeți noastră? Da, s-a pus problema chiar de anul trecut să înființăm un club sportiv municipal. Am analizat și cu domn primar și cu mai multă lume implicată în sport și până la urmă și juriști și așa, au spus că nu am ajuns încă la un acord să înființăm. Între timp, Ministerul Tineretului Sportului ne-a trimis o adresă prin care ne cere preluarea clubului sportiv Mușelul, care își are sediu în Câmpul Lung și au un număr de 7-8 secții de sport. Și atunci ne-ar fi mai ușor. Dacă vom face preluarea clubului, am putea înființa și o secție de fotbal. Și ne-ar fi mai ușor și juridic, și organizatorii, că mai ales ei sunt foarte bine organizați. Este baza materială care există și este bine întreținută. Și atunci ne-ar fi mult mai ușor. Și nu am mai avea două cluburi ale primăriei, până la urmă, că s-ar bătea cap în cap clubul sportiv municipal cu clubul sportiv Mușel. Așteptăm răspunsul de la Ministerul Tineretului Sportului. Am trecut-o și prin Consiliul Local. Și a fost de acord Consiliul? Majoritatea consilierilor, în unanimitate, au fost de acord să preluăm clubul sportiv Mușel. Și veți prelua inclusiv cu baza, cu tot ce înseamnă ambele stadioane? Absolut tot, da. Cu birouri, cu sălile de lupte, de forță. Absolut tot. Și probabil atunci veți putea investi și în baza sportivă, dar și în echipă, nu? Da, vom putea face investiții și la stadion, la baza sportivă, pentru că încă noi nu suntem proprietari. Terenul pe care au jucat Mușelul Câmpul Lung este tot al clubului sportiv, dar printr-o hotărâre de Consiliu Local s-a trecut de la Ministerul Tineretului Sportului, s-a trecut în, nu în proprietate, în administrarea primăriei municipiului Câmpul Lung. Și dacă vrei să modificați ceva? Este mai greu, că trebuie să faci acte, să trimiți către minister, să îți dea acceptul, acordul, dar tot nu ești proprietar. Da. E de făcut treaba și la Da, la este, arena. Pentru că nu s-au mai făcut de mult timp. Vor trebui puse scaune, un gazon nou, pentru că cel vechi nu mai este de calitate. Eu cred că e acel gazon de pe când evoluați noastră, pe când am mai evoluat eu, da. Da. Avem noroc cu cei care îngrijesc acolo, că se ocupă zilnic de starea gazonului, dar cu mari eforturi. Da, și noastră sunteți bun cu cei de acolo. Eu am văzut cum arată. Nu e demn de o fostă capitală a țării românești, părerea mea. Nu este demn. Drenajul s-a lăsat, va trebui... Tribunele arată jalnic. Jalnic tribunele, da, așa este. Fără scaune în 2018 pentru oraș. Absolut. Totuși... Ne va trebui investiție destul de mare acolo. Probabil și structura de rezistență va trebui văzut ce se întâmplă cu ea, pentru că stadionul e făcut de foarte mulți ani. Eram eu copil când era construit stadionul. Și eu cred că publicul din Câmpul Lung, care este un mare amator de fotbal, cel puțin am văzut la aceste meciuri, dar să nu ce aminte, spectatorii erau la meciurile oficiale. Și știu și când se bătea echipa, acum 2 ani parcă, când s-a avut o evoluție foarte bună în Liga 3-a. Da, a avut o evoluție. Dar să nu uităm că în primul an a retrogradat. În primul an a retrogradat, după aceea, prin conjunctură, când s-au înscris mai multe echipe, am rămas în Liga 3-a. Într-adevăr, au fost jucători buni, care au evoluat, mai ales că l-am avut și pe Măzărache, care a plecat de la noi, a plecat la Dinamo și la Universitatea Craiova. Da, păcat că s-a desfințat și echipa aia. Se crease o emulație în jurul echipei. A avut și ceva rezultate bune, au fost și probleme, pentru că noi până nu stricăm ceva, nu și din interior, din ce știu eu, se strică. Dar... Da, au fost niște probleme organizatorice și
cum să spun eu, în actele clubului, pentru că ei evoluau pe Clubul Sportiv Școlar din Nicu Golescu. Noi la Clubul Sportiv Școlar suntem, eminamente, suntem un club sportiv școlar și avem numai sportivi care până la 19 ani, până termină junioratul. Mai departe, nu putem mai evolua. Dar au fost acolo câteva mici. Până la urmă se puteau face aranja, dar nu era tot 100% legal. Trebuie făcut un proiect de la cap la coadă, cu obiective clare, cu o conducere avizată, care dată bună, care să plece cu dreptul de la început. Avem promisiunea noastră că se va face ceva, nu? Da, adică asta nu vor rămâne stadiul ăsta, nu, sper nu, să nu cu avem... siguranță îmi doresc o echipă de seniori, mai ales că avem foarte mulți juniori care termină junioratul. Și acești copii nu au unde să evolueze la o echipă de seniori. Va trebui să plece de la Câmpul Lung. Și atunci de ce să întărim alte echipe când putem să-i avem la Câmpul Lung și să ne mândrim cu acești copii? Da, pentru că se anunță, de ce am discutat și la Asociația Județeană de Fotbal Argeș, un campionat interesant în acesta, în Liga 4. Păcat că nu va fi și Câmpul Lung acolo, dar cine știe. Mai este timp. Mai este timp, poate vom avea și o... Poate vom găsi un sponsor bun și atunci... Pentru că putem merge și la Liga 4. Da, din ce am auzit, se vor înscrie echipe și de la Costești, de la Topoloveni, Curtea de Argeș și va fi un campionat interesant. Eu știu, din tineri dornici să facă fotbal sunt în Câmpul Lung, nu? Adică juniorii... Da, sunt. Avem câțiva foarte buni. Mai ales avem acum un junior de la Clubul Sportiv Școlar Nicu Colescu, portar, Dragoș Oreboiu, care este titularul echipei României la Under 16, a dat probe la AC Milan, l-au acceptat, merge pentru un an de zile acolo, acum depinde și de el dacă muncește mult să poată rămâne la un club mare. Deci cine ne sunt performanțe. Dacă Dorinel, care este la FC Argeș, joacă Liga a doua. Dorinel Oagea, care a fost sub îndrumarea colegului meu, Cristi Crețu, un jucător de foarte mare talent și viitor. Da, iată că se poate. Se poate, dacă se vrea, și cred că pot crește în fiecare an. Cred că apare cât un jucător. Talente la Câmpul Lung se găsesc. Sunt destule, copiii sunt dornici de fotbal, că dacă veniți la stadion, cele două stadioane sunt pline cu copii antrenându-se la fotbal. Da, să țineți minte această promisiune, nu o să vă las nici pe, pentru că chiar o să mai discutăm la anul. Să fie o echipă interesantă la Câmpul Lung Mușel. Vor fi zile de sărbătoare la sfârșitul săptămânii la Câmpul Lung. Deja și weekendul trecut ați avut o manifestare interesantă, sportivă. Da, am avut, deci au început, zilele municipiului încep de joi, dar competițiile sportive le-am început mai devreme. Ca să aibă o finalitate duminica viitoare, când se închid zilele municipiului. Și pot spune că sâmbătă și duminică am avut două competiții de ciclism foarte, foarte bune la Câmpul Lung. Prima sâmbătă a fost un campionat balcanic de ciclism cross-country, unde au participat 300-400 de cicliști. Duminica a fost trofeul mușelului lupii dacilor, parcă din câte știu, da, lupii dacilor. La fel, participanți foarte mult, lume foarte multă la Câmpul Lung. Chiar eu i-am premiat duminică și am stat de vorbă cu ei și mi-au spus că s-a susținut foarte bine la Câmpul Lung. O competiție frumoasă, dar traseul a fost destul de greu. Au promis că vin și la anul să participe și au fost foarte mulțumiți. Unde a avut loc? A avut loc în zona Gruilui Montan. Pe platou acolo. Da, e o zonă superbă la Câmpul Lung, o știți cu toții cei care... Aer curat, aer tare, s-au simțit foarte bine oaspeții, cicliștii care au venit la Câmpul Lung. Deci cu toate că nu avem fotbal, avem alte sporturi. Avem alte. Au fost și rallycross. Și deci... rallycross a fost la fel, care a fost plin a fost, cu toate că ne-a deranjat și ploaia, dar oamenii au participat la eveniment. Da, să spun că mușelenii sunt foarte dornici să vadă sport pe viu. Dornici de sport și v-am mai spus, mai merg pe la antrenamente, că nu pot sta deoparte de ei. Și când îi văd pe atâți copii
mici, de la vârste de 3-4 ani, practicând sportul, trebuie să fim mândri să ne mulțumească lucrul acesta, pentru că sportul ne dă și sănătate, ne dă și multe alte lucruri care îi vor ajuta pe acești tineri în viitor. Și ești un ambasador bun, ambasador, sportul. Da. Mai revin aici. Știu că dumneavoastră ați mai avut o emisiune la Bob, două persoane. Da, să nu uităm, dacă erau fost 30. Avem campioni europeni la Under 23, sub îndrumarea antrenorului Iulică Păcioianu. Ne mândrim cu ei, cu acești bobori. Au promis că cu timpul, cu anii următori, să câștige medalii mult mai bune și la asta, la seniori. Au participat și la Jocurile Olimpice de iarnă. Unii au ocupat un loc 18, care din punctul meu de vedere, poate la alții să zică locul 18 la Olimpiadă. Nu, este un loc foarte, foarte, foarte bun. Știu, așa gândesc și eu prima dată, dar ne-a spus câte echipaje participă de la... De două, trei echipaje de la țările dezvoltate, chiar e un loc bun. Da, eu am avut ocazia să particip la Jocurile Olimpice de tineret de la Lillehammer în 2016. Și am văzut cât de greu este sportul acesta de iarnă, inclusiv bobul de două persoane sau de patru persoane. Sunt niște viteze foarte mari și timpii de reacție sunt foarte, foarte scurți. Foarte scurți, da. Ne-au povestit băieții atunci, probabil știu de rezultatorii care au urmărit acea emisiune, e incredibil, la un frame, mii de secundă. Foarte, foarte greu este. Foarte greu. Da, o performanță uriașă, mai suntem la cupul și cu această ocazie îi și premiem sâmbătă de la ora 5 pe scena din fața primăriei, pentru că merită tot respectul nostru. E bine că încă avem grijă de cei care mai fac performanță în lumea sportului. Din păcate sunt ce în ce mai puțini, în general, nu vorbim aici numai de câmpul. Da, și unii nu știu ce înseamnă performanța și sportul. Sunt ani, ore, ani, luni de muncă. Mii de ore de antrenament. Este foarte greu. Eu vă spun și eu din prisma mea că am ajuns în fotbalul mare și destul de greu. Sacrificii, nu stai la distracții, nu stai, te culci mai devreme față de alți colegi. Dar probabil și satisfacția e uriașă. Da, și satisfacția, mai ales când îți cântă imnul de stat, când ești acolo sus pe podium, e cu totul și cu totul altceva. Da, aveți amintiri frumoase, probabil, din viața noastră de fotbalist și la Arcul Cluj și la Fece Argeș. Și la Fece Argeș, am amintiri destul de plăcute și chiar am fost bucuros. Eu în cantonament stăteam cu Jean Vlădoiu. Eram apropiați de vârstă și antrenorul de atunci, Florin Halagian, ne punea pe amândoi în cameră să stăm. Eu știu, probabil vă gândiți să aduceți și ceva sponsor, cu toate că e greu, nu, în zilele de astăzi? Da, este mai greu să aducem sponsorii pe lângă noi. Am vrea să avem pe acești sponsori stabili. Nu o lună sau două luni. Să facem un contract pe un an, pe doi ani, pe trei ani. Pentru că așa mi se pare corect să avem o stabilitate și financiară și a sponsorilor care să fie alături de noi. Sunt și câțiva antrenori tineri în câmpul lung care pot nu lucra la acest proiect. Da, să nu... Deci n-am duce lipsă, eu știu, de... Nu, avem antrenori foarte buni. Este Alin Durdun, sunt colegii mei, Tică și cu Crețu, care sunt antrenori foarte buni și au avut destul de multe performanțe. Se găsesc. Naia Ceapraz, la fel, care pot să fie... Momentan, chiar dacă nu sunt niște nume sonore pe plan național, dar pe plan local și județean aici... Da, asta contează, pe plan local, pentru că ei au făcut performanță la acest nivel, la Câmpul Lung, și un nivel ridicat la vremea aceea, când fotbalul românesc chiar era dezvoltat. Da, era Liga a doua, chiar erau meciuri interesante. Nu? Da. Chiar aveți vreo amintire așa care v-a rămas de Liga a doua, niște meciuri de astea... Da, sunt mai multe meciuri. Acum trebuie să stăm mai mult să vorbim. Da, a fost o perioadă frumoasă. A fost o perioadă frumoasă, da. Și antrenorul de atunci, cu toate că eram mai mic de vârstă față de Popa, care era un portar foarte, foarte bun, dar antrenorul de atunci mă băgau și pe mine să joc, pentru că au văzut în mine că sunt destul de talentat și mi-au dat încredere.
O amintire plăcută a fost cu FC Argeș, tot un meci, și mergeau la Brașov atunci, au venit într-o joie, au jucat cu noi un meci amical și am apărat, țin minte, vreo 20 de minute, unde am avut trei intervenții extraordinare, mi le aduc aminte și acum. Și atunci antrenorul de la juniori, Nealenci Ianovski, a venit la mine după meci, m-a chemat la Pitești, atunci au fost niște discuții și m-au luat la FC Argeș. Portarul de atunci, Andrei Speriatu, după meci a venit, m-a felicitat, m-a întrebat câți ani aveam, de 16 ani, 15 ani și ceva aveam, și m-a văzut după aceea la câtva timp, m-a văzut la echipa mare, la al treilea portar la FC Argeș. Da, frumos, o viață frumoasă de fotbalist. O viață frumoasă, da. Dar n-am neglijat nici cartea, pentru că asta vreau să le spun și tinerilor, cartea trebuie să meargă în paralel cu sportul. Se poate, nu? Se dovadă poate. Că se poate. Se poate, da. Și da. Învățătură pentru și că sport. Sportul poate. Mergi până la un moment dat, după aceea, viața sau de sportiv un accident e scurtă, cum se sau spune. Ceva, e scurt. Dar trebuie și pregătirea profesională să o aibă. Da, cite că se poate face treabă, dar simțiți oarecum că se încearcă un pic revigorarea sportului românesc și mușchelean, să spunem, adică se fac pași. Da. Sau lovitura asta, că pentru noi cel puțin lovitura asta cu desfințarea echipei de seniori a fost așa, nu spun o desfințare sau echipei. Sau renunțarea la susținerea echipei. La susținerea echipei anul acesta. Anul acesta competițional. Echipa nu se desfințează, ACS Inter Câmpul Lung, o să aibă juniorii care participă în campionatul național și județean de fotbal. V-am spus, le-am dat și o sumă de bani, 35.000 de lei. Lor, le-am mai dat la altă echipă privată, tot de junior, 10.000 de lei, deci continuăm, nu? Continuăm cu echipa de seniori, momentan. Da, probabil, da, proiectul care îl aveți de gând să-l înfăptuiți e mai important, adică da, să știi clar trebuie, că... trebuie să stăm la masă, să-l discutăm cu toate forțele politice, cu toți oamenii implicați în sport, să stăm, să-l punem totul la liniuță și să demarăm un proiect bun. Da, uitați, proiectul de la Pitești prinde conturi. Probabil nu se așteptau ca FC Argeș să reziste, să înceapă proiectul ăsta. Iată că echipa e un proiect serios la FC Argeș și probabil și luați ca și model. Da, eu gândesc, nu da, știu. Chiar am vorbit cu directorul de acolo, cu Șerban, cu Dragoș Șerban, despre organizarea clubului. Mi-a trimis câteva proiecte de ale lor și, într-adevăr, încercăm și noi să facem. Problema e și a bugetului, că Pitești au un buget destul de mare. La Câmpul Lung, când bugetul nu a fost atât de mare pentru sport, inclusiv pentru fotbal, pentru că ne-am axat pe alte priorități de investiții în Câmpul Lung. Pentru că Câmpul Lung, știți bine, a rămas ca acum 30 de ani și deja am început câteva investiții foarte, foarte majore. Bulevardul de la Libreria Sadoveanu până la Dinicu Golescu și în partea cealaltă pe strada Negru-Vodă. De luni, 23 iulie, o să începem modernizarea piaței primăriei și a Bigului și judecătoria. Va fi al doilea șantier în Câmpul Lung. Și urmează și celelalte vor fi lucrurile, măcar aici investiții. Da, ne-am axat mai mult aici și am zis că prioritare sunt investițiile, să-i dăm o altă față orașului modern. Da, noi avem aici emisiune de sport, vorbim mai mult de sport, dar e bine că se face, se fac pași în toate domeniile. S-a încheiat campionatul, vorbeați un pic de gafa portarului de francez de aseară. Ați urmărit probabil aproape toate partidele de la Mondial, cum vi s-a părut? Da, majoritatea le-am urmărit și de la început, primele meciuri ale Franței chiar m-au încântat, pot să spun. Nu am fost fan Franța. Dar o echipă bine închegată, cu jucători tineri care evoluează la echipe foarte mari, mai ales acest Mbappé, care este un jucător extraordinar și la o vârstă destul de mică, ținând cont că a bătut și recordul. E al doilea marcator cel mai tânăr de la un campionat mondial, după Pele. Parcă se simțea așa, când își doresc să scrie, chiar înscriau. Adică era, nu știu, da, da, au jucat. O echipă puternică. Eu am văzut pe Croația, am zis la început că Croația va fi o echipă obosită și așa a fost, într-adevăr. Da, chiar obosită. S-au cunoscut celelalte trei meciuri care le-au jucat și a spus cuvântul, pentru că
s-au jucat la un nivel foarte ridicat la campionatul mondial. Cu toate că Croația a avut o susținere, parcă toată lumea, tot globul a ținut cu Croația, seara mai puțin francezii. Parcă așa, era o echipă mică, spunem Franța, o țară mică. Să zicem că sunt adunați sub steagul francez. Nu știu câți erau născuți în Franța. Probabil și Giroud, că este, și după nume ar fi francez, dar restul... Toți proveniți de naționalități, da. da, chiar. Pe când croați, într-adevăr, sunt croați toți. Croați, da. Costă și noi români, că n-avem decât... Da, interesante partidele la acest campionat. Da, foarte mari. M-au dezamăgit câțiva jucători mari. Un Messi, de exemplu, m-a dezamăgit foarte tare pe mine. Da, ca și fost fotbalist, credeți, eu știu, după un campionat greu, cum e în Spania... un fotbalist poate să dea randamentul maxim și la un campionat mondial? Eu zic că da, pentru că prin toate cum să spun eu, recuperările care le fac la acest nivel, nu s-ar pune problema. Cu toate că au jucat foarte multe meciuri de campionat, de cupe europene și la loturile naționale, aici ar fi trebuit să fie vârful de performanță. Din păcate, probabil nici colegii lui nu l-au ajutat, probabil nu s-au aclimatizat foarte bine cu fusul orar de la noi sud-americani, că s-a văzut că au ieșit foarte repede. Da, un campionat interesant, cum ne așteptam probabil, cu multe echipe tari, au fost și dezamăgiri, Argentina, probabil Germania, nu mai spun. Germania, da, Germania era favorita mea și m-au dezamăgit foarte tare. Da, serios? Da. Cu Germania eu cu ei am mers, da. De la început, dar... Da, pe mine m-a încântat Uruguaiul, deci chiar... Da, și Uruguaiul, echipă o bună, echipă frumoasă, mai ales că cu antrenorul, așa cum era pe bancă, jos pălăria pentru... Da. Revenind la cele doare pe noi, la fotbalul argeșan și fotbalul din câmpul lung, pentru că despre asta vorbim astăzi. Avem și o echipă campionă națională la tenis de masă, cu toate că e un club privat, dar a adus o performanță pentru și pe această cală vreau să le mulțumesc domnului Pristavu pentru efortul care îl face de a ține o echipă de tenis și la cote înalte, campioni ai României cu jucători la lotul național și atunci trebuie să fim alături de acest sportiv și de înalta performanță pe care o desfășoară. E un oraș micuț la prima vedere, dar e un oraș încărcat de istorie, a fost capitala țării românești. E o responsabilitate pe umerii noastre, ale autorităților, nu cu noastră, să împingem un pic sportul să crească, nu? Da, noi le-am dat tot girul să crească, să facă performanță. Au locuri de antrenament, au antrenori foarte buni. Aici vorbim de tot sportul mușchiat. Da, avem un Anton înțeles. Arghira, care este campion, este antrenor la loturile naționale, are performanțe foarte mari. Deci se poate. Dar și copiii și părinții trebuie să înțeleagă că trebuie să-și ducă copiii la sport. Nu contează că e fotbal, că e lupte, că e box, trebuie să duci și îndreptații. Ca profesor de sport, spuneți-ne ce avantaje sunt. Că sunt și, în primul rând, avantajele pentru sănătatea copiilor. Care e cea mai importantă. Care e cea mai bună. După aceea o să vină și performanțele și material. Dar va trebui să muncești foarte mult pentru așa ceva. Ne-ați dat o veste bună că aveți un proiect de făptuit la Câmpul Lung. Asta e bine. O să urmărim că se va întâmpla asta, dar până atunci vom urmări acest meci interesant de vineri, pentru că vreți să chem așa frumos această emisiune. Da. Un meci interesant vineri, așadar, nu? Da, de-abia vă aștept și aștept și eu acest meci și chiar îmi doresc să joc împotriva foștilor mei colegi, unii dintre ei. Veți juca și la Feciadi și la Mușelul? Sau cum? Da, trebuia să merg și la un eveniment la Ploiești cu Feciadi. Boy, dar din păcate a fost perioada când a nins în acea seară și a trebuit să rămân în Câmpul Lung să facem dezăpezirea și n-am mai putut să mă ajung la Ploiești. Mi-a părut foarte, foarte rău și
Vineri va fi o vreme excelentă, sunt convins. Nu spune meteo, dar va fi foarte frumos. Da, și va fi multă lume la stadionul municipal. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, doamne și domnule, dacă vreți să vedeți fostele glorii de la FC Argeș și are o câmpul lung Mușel. Așadar, vineri seara, un meci interesant. Mulțumesc mult de tot, profesor, pentru prezență. Și pentru invitație și vă aștept cu drag vineri de la ora 6. Și țineți fotbalul în viață la câmpul lung. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu Antenau 1. Urmează cel mai importante știi din Argeș. Noi ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!